Bună ziua, dragi prieteni, și bun găsit la o nouă ediție a lecției de muzică. Suntem astăzi la un alt, prezentăm astăzi un alt instrument, e vorba de vioară, și l-am ca invitat în emisiune pe domnul Florin Risipitu, un virtuos al viorii de aici, din zona Deva Hunedoara, un virtuos care ne va demonstra de altfel pe parcursul emisiunii cam ce se poate face pe vioară, pe acest instrument, pe un anumit gen, categorie, sau să spun așa, familie și în același timp zonă muzicală. Bună ziua, Florin! Bună ziua! Mă bucur că ți-ai făcut timp să vii la lecția noastră de muzică. Mersi mult pentru invitație. Așa, eu te știu pe tine de mult timp, special te-am remarcat în ultima perioadă, mai ales când ai cântat ca pe concert lucrări de virtuozitate, lucrări care pun în evidență tehnica și în același timp calitățile instrumentului vioară. Înainte de a ne arăta și, sigur, propriu-zis, am văzut de altfel la începutul emisiunii prima piesă, ca să spun așa, dar până a vedea mai departe ce înseamnă un repertoriu de ca pe concert realizat la cântat la vioară, hai să vorbim un pic despre instrument, un pic de istoria instrumentului. Ce ne poți spune? Da. Despre vioară, ce pot să spun? Că este cea mai îndrăgită de mulți Cea mai cunoscută și cea și, mai da, cea cunoscută mai și folosită, să zicem cea așa, mai cel mai folosit folosită. instrument în orchestre și Da. în spectacole, da? Pot să spun câteva lucruri despre vioară, că vioara sau violina este cel mai răspândit instrument muzical care face parte din gama instrumentelor cu corde. Pot să mai zic că primul instrument cu coarde și arcuș numit Ravanastron, da? Ravanastron, Așa, a apărut în întâlnit în India, India. da? Acum vreo 5.000 de ani. Și după Da. aceea în China. În China, pot să spun și eu că Da. suntem în domeniu, ca să spunem așa, în China s-a numit chiar vioară sau viele, Da. avea denumirea. Pe parcurs lucrurile au evoluat și la un moment dat am ajungem la vioară în secolul al 16-lea. așa, prin 1500, da? 50, 1555, pe aici, exact, da. da. Oricum, înainte de această dată, când îl remarcăm pe luthierul Amati, da? Amati, care a fost primul Da, care a luthier, realizat da? vioara. Așa. Există niște etape intermediare. Au fost un rebec, un instrument african, propriu-zis, după aceea a fost viola da gamba, a fost viola da braccio. Deci a fost, cum să zic eu, fiecare etapă Până s-a trecut la vioară. la Fiecare vioară. etapă, propriu-zis, a avut un Prima dată a instrument. fost vioara cu trei corzi. Așa. Deci până la ajunge la vioară, fiecare etapă a avut un anumit instrument care era adaptat la tehnica și la, sigur, imaginația creatorilor din acea De perioadă. acea vreme, da. Bun, suntem în 1555, da, când, iată, Amati construiește prima vioară, și sigur, el este un constructor de vioară O să celebru, subliniez da. că regele Carol al Franței i-a cerut lui Amati, da? acestui luthier Da? Amati să-i facă 20 de viori, 24, din câte știu eu. 24 A, pe așa, aici, da. da? Deja a început Începuse, să apară orchestra. da. Da. Deci era începutul istoriei Exact, despre acestui instrument. Sigur că pe acest instrument. parcurs lucrurile au evoluat și modul de a construi instrumentul, dar în același timp a evoluat și modul de a cânta la instrument pe parcursul Da. câtorva sute de ani. Voi interpreta dans maghiar de Brahms. Thank you.
Suntem aici. Tu ai o vioară. Ce fel de vioară ai? Da, asta e un Stovaser. Da? Cu totul că sună a taragot, dar acest luthier care a realizat sună și taragotul. Numele a taragot, da. Adică e o marcă, e o marcă de taragot, da? Dar a realizat și câteva viori, dintre care una este la mine. În posesia ta, da? Da. Și place sunetul. Am înțeles. E un sunet mai puternic, mai moale, mai cald? Mai subțire, mai călduț, mai aspre vioară, mai original, cum ar veni, mai duios, mai subțire. Am înțeles. Bun. Hai să vedem din ce este formată vioara, care sunt părțile componente ale acestui instrument. Da, vioara este formată dintr-o cutie de rezonanță, da, față și spate. Da, de altfel în cutia de rezonanță se realizează sunetul, propriu-zis, se preia sunetul prin vibrația corzilor, da? Și se amplifică, exact. Sunetul capătă culoarea dată de lemn și de formă, da, da, forma instrumentului, da, și după aceea prin aceste efuri iese spre auditoriu. Da. Așa. Din ce lemn? Știi din ce lemn e făcut? Dacă vreți să-l țin așa puțin ca să se vadă mai bine. Lemnul, știam că dintr-un lemn special din pădurea, nu știu cum. Am înțeles, așa, dar nu știi ce esență este. Nu știu. Deci nu știu exact la această vioară așa, astea, da, și înțeles. Mă abțin că nu. Da, vrei să nu dai informații eronate. Da. Bun, deci cutia de rezonanță, după care? După care are un popic înăuntru de lemn, așa, care într-un fel susține, da, forța cu care apasă corzile, da, pe cutie. Fața acum. Așa, o susține în timpul când aceste corzi. E important să arătăm spre cameră așa, da, ca să se vadă. Da? Și poți să explici așa. Da. Deci, propriu-zis, avem aici înăuntru popicul, un da? Popic. Un popic care, propriu-zis, asigură și face în așa fel încât fața să nu cedeze la presiunea corzilor. Presiunea corzilor este foarte mare. Susține, da. Exact, da. Mai ales când și se acordează. Timp, și în același timp și preia vibrația. Și o transmite, exact, cutiei. Da. Exact. Bun, așa, avem cutia de rezonanță. Avem cutia de rezonanță, avem gâtul viorii. Să-l arătăm cumva așa, da, să se vadă încolo, spre cameră, da? Gâtul viorii este acesta, da? Așa. Avem cuiele care... Cu care se susțin corzile, da? Corzile sunt, se acordează. Așa, dar corzile sunt susținute din două puncte, cum ar veni. Aici avem cordarul, da? Exact. Partea de jos de susținerea corzilor și avem partea de sus, gâtul, la gâtului, unde avem aceste chei. Da. Da. Fiecare coardă este acordată la o anumită înălțime. E important de transmis că lucrurile pornesc de la nota La, da? Nota La care se acordează la 440 de Hz, e, cum să spunem, frecvența și înălțimea stas, standard. Așa. La vioară ce corzi avem? Cum se numesc corzile? Avem Mi, La, Re și Sol. Hai să le arătăm, să știm. Prima coardă este Mi, a doua este La, a treia este Re, da? Și ultima este Sol, care este într-un registru mai grav. Mai grav, da. Deci de la subțire la gros, cum. Așa. Bun. Asta însemnând din cuvintă în cuvintă? Din cuvintă în cuvintă, deci sunt din 5 acordate. Deci din 5 sunete, da. Așa. Da. Ciocârlia. Thank you.
O să specific acest obiect care se cheamă scaun. Așa, să se vadă, da. Contează foarte mult și grosimea și aranjatul și dimensiunile. Scaunul are și un rol de a asigura înălțimea, da? Exact. Porților. Și la fel, și de a prelua vibrația să o transmită spre cutia de rezonanță. Preia totul. E foarte clar. Bun. Și mai avem aici un... O bărbie, da? Care se susține frumos. Da, asta pentru a te ajuta să da, poți așeza... Da, să poți să, da, să menții vioara într-o formă... Și într-o poziție convenabilă, ca să poți executa cât mai multe... Da. O contrabărbie... Frumoase. Care asta, se pune pe umăr, da? Bine, asta se, nu-i face parte din vioară, nu dar se vede cumpără, dacă ți-e așa, trebuie întoarsă așa. Se cumpără aparte, da? Așa. Pentru cei interesați. Astea sunt accesorii, ca să spunem. Accesorii, așa. Da. Da. Așa. Și care tot așa ajută la folosirea și... La poziția cât mai comodă vioară, și mai eficientă, așa. Mai eficientă. Hai să vorbim despre arcuș, să nu uităm arcușul. Da, arcușul... Trebuie să ridicăm un pic, că noi avem în față portativele aici. Da, ne? Se formează... Dintr-o baghetă. Baghetă. Da? Așa. Dintr-un scaun. Scaunul sau prin, capră. Da? Care, într-un fel, este forța arcușului. Da? Este punctul care realizează rezistența da. Baghetei. Da, da, da. Se prinde de aici părul care... Părul care este de cal, de așa, obicei, din coadă, coadă de cal. De coadă de cal. Da? Așa? Care se prinde și vârful arcușului aici, tot așa, printr-o formă... Cred că de obicei cu ajutorul sacâzului se prinde, nu? Da, acolo. Da, da, tot cu ajutorul sacâzului și cu un fel de puncte de lemn care se introduce. Un fel de icuri. Icuri, da. A, așa. Exact și aici e aceeași. Sus, da, așa. Și avem aici în capăt ce avem? Cuiul acesta. Cui. Da? Cu care propoziți să strânge și se... Un șurub. Tensionează un șurub, se tensionează da. Părul și arcușul. Exact, se lasă mai slab, mai... În funcție de cum... Da, cum... Cum îți convine, folosește, cum îți convine. Da. Foarte, foarte clar. De obicei mai strâns un pic. Dacă ca să poată... Da, să ai flexibilitate și să facă salturile, să poți face salturile mai... Da. Să-ți răspundă. Să-ți, cum exact. Zicem noi. Da, 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 să-ți răspundă. Sare, da. Să-ți răspundă. Exact. Am mai văzut ceva aici, am trecut peste, aici la cordar, mai avem niște cuie. Da, astea sunt pentru a acorda un sunet mai fin. Adică merge din puțin în mai mult, să zicem, da. Dar sigur, corzii, cheile asigură o comoditate la acordar și e o formă mai de început a acordajului. Mai de început, acordar, da. Asta, cheile au apărut mai târziu. Și mai precise, exact. Fixuri se mai numesc, așa, da. Deci mai precise, cu ele se formează sunetul exact. Ora mărțișorului de Grigoraș Dinicu. Thank you.
sârbă de concert, Grigoraș Dinicu. Trebuie să mai spunem că într-o orchestră există vioara întâi, vioara a doua, asta însemnând că la partida de vioara întâi sunt mai mulți violoniști, există un concert maestru, de obicei primul violonist, care este în partea dreaptă a orchestrei, da? Sau, mă rog, cum vă uitați la scenă, ar fi în partea stângă. După aceea există vioara a doua, tot din zona corzilor avem viola, partida de vioră, de violă, după care în partea dreaptă a orchestrei avem partida de violoncel și în spate contrabașile. Cam asta ar fi partea componentă a unei orchestre simfonice, partea de corzi, ca să spunem așa, și partea din față. După care, în spatele muzicienilor, a celor care cântă la corzi, apar suplătorii, sigur, pe alte categorii, o să vorbim despre suplători în altă emisiune, și în spate de tot avem timpanii, tobele și alte instrumente de percuție. Bun, Florin, eu îți mulțumesc pentru modul în care ne-ai prezentat instrumentul și modul în care ne-ai cântat și ne-ai exemplificat, ca să spun așa. Îți urez mult succes în continuare și sper să ne mai întâlnim și în alte ocazii în care încercăm să transmitem informații despre muzică la lecția de muzică. Da, cu toată inima și eu vă mulțumesc și mi-a făcut multă plăcere. Frumosul Rozmarin de Fritz Kleisler.
Parfum de femeie de Thomas Newman. Dragi prieteni, sper că a fost o lecție de muzică interesantă, cu lucruri care folositoare, ca să spun așa, și în același timp agreabile prin piesele pe care le-ați ascultat. Vă mulțumesc încă o dată și vă dau întâlnire la lecția de muzică de data viitoare. Numai bine! La revedere! La revedere!